de-aia zic, la prezidențiale, după părerea mea, oricine face acum calcule din alea două, domne, sigur așa va fi, de fapt, pune un pariu în orb, nu bazat pe ceva. Cred că se pot întâmpla atât de multe lucruri, atât de multe lucruri, încât nu le poate intui sau anticipa nimeni. Sigur că așa, dacă sunt unii care stau, domne, n-are cum să piardă Iohannis. Bun, argumentul principal pentru care un președinte în funcție, nu neapărat Iohannis, orice președinte în funcție care mai are dreptul să mai candideze la un mandat, că Băsescu a avut două și n-a mai avut două, evident, da, după aia când a venit al de Iohannis. Au candidat Iohannis cu Ponta, că Băsescu constituțional le epuizase pe alea la care avea dreptul. Deci un președinte care are dreptul să mai candideze la un mandat are două avantaje crâncene față de orice alt contracandidat. Și de-aia, în principiu, e destul de corect calculul conform căruia, domne, președintele în funcție mai ia un mandat. Care sunt cele două elemente crâncene în favoarea lui față de alții? SRI și SIE. Poate nu ne-am înțeles, poate avem senzația sau nu știu. Eu nu. Eu am înțeles și n-am senzația. Că, nu știu, că e democrație, că e... Nu, astea, harnelile astea, sunt sătul. Deci România e condusă de serviciile secrete. Punct. Astea sunt vorbe prostii vrăjeli. În realitate, în România, totul este condus de serviciile secrete, ca să ne înțelegem. Adică cine n-a realizat asta, nu știu ce dracu a realizat. Adică, nu știu. Și atunci serviciile îl deservesc pe președintele în funcție. De-aia, într-adevăr, cine spune, domne, președintele în funcție, nu mă refer acum la Iohannis sau oricare președinte în funcție, mai au un mandat, are acest argument care vine la pachet. Adică, bă, președintele în funcție are SRI și SIE. Contraexemplu la treaba asta a fost Emil Constantinescu, pe care Emil Constantinescu nu a vrut să le folosească în niciun fel în favoarea lui. Ca atare și ele, simțindu-se refuzate și cumva ținute de președinte așa, unde le e locul, de fapt, constituțional, adică în treaba lor, s-au enervat. Da, de-aia cred că l-au și făcut, până la urmă, pe Emil Constantinescu, care nu merita în niciun fel toată mizeria aceea care s-a tot vehiculat peste ani și s-a tot... Emil Constantinescu a fost un președinte constituțional, absolut constituțional, care n-a avut ambiții de putere din asta. Iliescu avea ambiții de putere nemăsurate, ceea ce îl particulariza pe Iliescu față de alții, că pe Iliescu nu l-au interesat banii niciodată, adică n-ați bani să ce, să fac ce. Adică nu l-a interesat asta, banul niciodată. Să am bani, să am metri pătrați, să am... Nu l-a interesat. Pe el însă l-a interesat puterea și să fie recunoscut dreptătel. Dacă îl recunoștea, domne, Iliescu, e așa, să fie așa, patriarhal. Adică, în rest, ăia, pe vremea lui Năstase, ce făcea ăia pe sub Iliescu, pe acolo și pe sub Năstase, desigur. O mai făcea și Năstase, în sfârșit, și asta se vehicula în vremuri, dar făceau, nene, tot felul de... durea în cot pe Iliescu. El nu lua, nu făcea, nu se băga în... Adică nu-l interesa asta cu bani, cu harnel, cu vrăjel, combinații, business-uri astea. No. Dar dacă el recunoaște, adică tătelule, și pupau papucul și ziceau, ești tăticul nostru, ok. E regulă. Emil Constantinescu n-a avut nici ambiții de bani și nici de putere, a avut un rol absolut constituțional. Și în materie de politică externă, decisiv, cred eu, în anumite... Eu am criticat mult administrația, să-i spunem așa, administrația Constantinescu, deși ce era acolo, putem să spunem administrația Constantinescu, că era un carcalete de... Am criticat mult la vremea respectivă. Dar nu pot să fiu incorect și să nu spun că, într-adevăr, adică Emil Constantinescu, privind acum, iată, cu perspectivă mult mai largă și cu experiență mult mai mare, a fost un președinte absolut constituțional. Bun, revenind. Deci argumentul e, mulți spuneau că de aici am plecat, domne, că câștigă Iohannis fluierând. Bun, nu poate să câștige, eu nu spun nu câștigă Iohannis. Nu cred că fluierând. Adică așa, cu tot SRI-ul lui și cu tot SIE, că nici SRI-ul, nici SIE nu sunt totuși niște grupuri monolite. Adică și acolo sunt găști, sunt influențe, adică să nu cumva să credeți că
găști din serviciile secrete sau porțiuni din serviciile secrete nu joacă și anume cu USR-ul. Să nu vă imaginați asta, sper că doar dacă nu suntem naivi. Deci da, porțiuni de structuri din astea, din pădure, ca să, așa am văzut că îi se spune, de la pădure, joacă sigur cu USR-ul. Sigur, sigur. Probabil la nivel sistemic din ăsta așa de establishment, normal joacă evident cu Werner. Dar există structuri și le observ destul de abile. Așa le simt. Le simt, le intuiesc. Fiind destul de eficiente și de dibace structurile astea, sunt cu USR-ul. De-aia nu cred că totuși Iohannis poate câștiga așa. În primul rând, nu sunt foarte sigur că va câștiga. Adică asta, domnule, Iohannis câștigă sigur. Bun. Cine spune asta, de fapt, să dă șmecher sau încearcă să, nu știu, să împăuneze sau... Nu. Sigur. Nu e nimic sigur, asta încerc să spun. La legile astea nu e nimic sigur. Da, Iohannis, fiind președinte în funcție, din cauza asta, având, deci, establishmentul de la pădure jucând cu el, căci este președinte în funcție, da, are un avantaj. Dar, repet, și USR-ul are niște băieți cu epoleți. Băieți cu epoleți care, la ora la care noi vorbim, ei rânesc ca Săbarna și Cioloș. Ba, e posibil ca și niște structuri din străinezia să presteze la ora la care noi vorbim pentru ca Săbarna și Cioloș. PSD-ul, ce să, s-a văzut la ultimele alegeri. PSD au stat totuși, băieții au zis, bun, hai totuși să vedem. S-a dus în cap PSD-ul la pușcărie cu Dragnea a doua zi. Buf, la revedere. Aici e simplu. Că sunt niște băieți de la diferite pădureli care în momentul ăsta stă în jurul doamnei Dăncilă și șopocăie în ureche diverse vorbe? Da, n-am nicio îndoială. Dar ar fi cel puțin ciudat să nu fie. Pentru că totuși e prim-ministru. Adică, asta, USR-ul este ce va fi. Deocamdată ce e, e Dăncilă. Și care în jurul dânsei niște poleți mulți, diverși, care îi spun povești, tot felul de povești, da. Da, nicio îndoială că se întâmplă și asta. Nu cred însă că la alegeri, presupunând că doamna Dăncilă va fi candidatul PSD-ului și 99,99% e limpede că așa va fi, nu cred că vor juca structuri. Că niște băieți îi vor spune niște povești, că asta e altceva, dar structuri să joace cu Dăncilă și cu PSD-ul, nu cred. Bun. Acum vorbim strict așa, să presupunem, deși n-ai cum să presupui, că e prostie să presupui, că vezi, doamne, adică structuri, să facem abstracție de structuri, n-ai cum să faci abstracție de structuri, de securiști, n-ai cum. Dar, strict ca popularitate, hai să o luăm așa. Bun, dacă e un concurs de frumusețe, mă înțelegeți, electorală, la asta mă refer, între doamna Dăncilă și doamna Firea, evident că doamna Firea câștigă concursul cu doamna Dăncilă, adică oglindă, oglinjoară, cine este mai populară? La nivel de cetățean, evident, doamna Firea, adică n-am nicio îndoială în legătură cu asta. Doamna Firea a scăzut mult în popularitate aici în București. În țară, nu. Aici, în București, a scăzut. Cu toate miile de festivaluri, de toate alea. Luați biciclete, luați etichete, luați cupoane, luați cu toate astea. Rezultatele sunt evidente. Adică, dar la nivel de țară, doamna Firea n-a scăzut în popularitate. Ba chiar din potrivă, cred. La nivel de PSD-iști din ăștia, în structura PSD-istă, nu mă refer la talpa țării, mă refer la ăștia mai baroneți, așa, ca să folosesc un termen la modă, deși dezavoiez în general asta cu baronii. Pare un termen așa cam imbecil. Dar ăștia mai șefuleți, așa, mai așa, evident că ăia sunt cu Dăncilă toți. Că, na, e președintele partidului, asta se va întâmpla întotdeauna. Deci, la nivel de cetățean, strict ca popularitate, nu știu cât contează asta la alegeri, pentru că, repet, bă, încep să-mi pun serioase semne de întrebare, că fac paranteză la paranteză, dar totuși, hai să fac. Încep totuși să am niște semne de întrebare din ce în ce mai accentuate cu privire la alegerile trecute. Încep să pută foarte rău rezultatele de la alegerile trecute
încep să-mi pun problema din ce în ce mai serios că n-au fost rezultatele corecte. Eu nu am cunoscut pe nimeni și am întrebat în stânga și în dreapta pe cine, până n-are al meu de răspândire, dacă cineva a auzit sau a cunoscut pe altcineva care să fi zis că a votat cu pro-România. Și dintre toți oamenii pe care i-am întrebat, nu puțin, nici foarte mulți, că n-am un real de răspândire, dar dintre toți, doar Răzvan Popescu mi-a zis că lui i-a zis un băiat că o să voteze cu pro-România. Atât. Da, unul singur. Deci, bun, și ea, nu știu cât a luat, 8%. Eu nu am înțeles cine este alegătorul pro-România. Nu am înțeles. Și nu am cunoscut pe nimeni. Am cunoscut alegători de USR, am cunoscut alegători de PNL, am cunoscut alegători de UDMR, am cunoscut și alegători de Băsescu, adică știu, identific, alegător de Băsescu, oricât de hidos și este, absolut hidos și viermănos acest fapt. Dar există, iată. Alegători de pro-România eu nu am văzut. Iar aia cu UDMR-ul care a obținut totuși scoruri bune în Vaslui, nu vă supărați. Aia, de las-o, las-o, dracu, chiar așa. Adică și softurile alea, mă înțelege, au dat și ele niște erori, sau, ca să mă exprim elegant. Bun, deci la nivel de popularitate cetățenească, nu știu cât contează asta, de fapt, la alegerea, trebuie să conteze mult, dar în România, prea cred. Clar, doamna Firea este în fața doamnei Dăncilă, sigur. La nivel de structuri PSD-iste, evident că doamna Dăncilă e mult peste doamna Firea. Ok. Acum, ce șanse ar avea la alegeri, în sensul că să câștige alegerile, doamna Dăncilă și doamna Firea? Așa, teoretic, zero. Teoretic, zero. De ce teoretic, zero? N-au structuri. Și nu mă refer la structuri de partid. Mă refer la structuri de securiști. N-au. Că, doar repet, doamna Dăncilă are în jurul ei acum niște consilieri, niște băieți care îi șoptesc, nu valorează doi bani. Care o arși mecheri și care, doamnă, vă spunem noi, și dând senzația că ei stăpânesc pe dracu. Dar USR-ul are structuri, sigur. Și Iohannis nu mai vorbim. Deci, experiența ne-a arătat că e pe bază de structuri. N-are. Doamna Dăncilă n-are. Poate că are senzația că unele structuri o plac sau îi dau ele senzația. Știi că băieții aia din jur, nu știu, doamnă, nu știu ce, harneală. Asta n-are, cred, în realitate n-are. Și doamna Firea nici atât. Bun. Asta nu înseamnă, asta vă zic, văd niște premize. Acum până la alegeri, cam mai, de fapt, rezultatul este perfect impredictibil, zic eu. Și se pot întâmpla foarte multe lucruri, inclusiv să apară, mai zic, asta e că fac chiar paranteză la paranteză, domnul Pleșoianu, cu toată dragostea. Domnul Pleșoianu, uite, eu votez cu domnul Pleșoianu. Da. Băi, nene, adică oricât de popular ar fi domnul Pleșoianu și și-a construit o popularitate incontestabilă, inclusiv în rândurile PSD-știlor, dar zic eu mai ales ale ne-PSD-știlor. Băi, nene, deci când l-au lăsa structurile presupunând că poporul român îl votează pe Pleșoianu, presupunem de dragul discuției. Prietene, să lase structurile pe Pleșoianu vreodată să câștige, vai de mine. Ce drag.